Mulțumim încă o dată că ai venit. Și îți mulțumesc pentru invitație. Ce-ai și acolo? Mi-am permis să-ți aduc un calendar pe 2012. Mulțumesc, e primul calendar pe care îl primesc. Asta pe 2012. Asta am și dorit, prioritate. Dar de ce dai deja calendare pentru 2012? Port.ro, Cinema, TV, Teatru. Port.ro se ocupă de cinema și de teatru și de TV și atunci cred că e în aceeași sferă. Suntem în aceeași farfurie. Ba, și cu Port.ro. Mulțumim foarte mult. Spuneam la început că vorbim despre amintiri frumoase și nu de cele dureroase. Da, așa, pentru rating ar trebui să începem cu una dureroasă. Cu ceva negativ. Cu ceva negativ. Da. Cum ar fi, de exemplu, director la teatru din Târgu Mureș sau nu? Nu știu ce am... Erau așa niște, în perioada anilor 2010, 2011, 2012, prin ziare, ba era, ba nu era. Păi am fost director adjunct la Teatrul Național din Târgu Mureș niște ani de zile, imediat după Revoluție. Am revenit în București, după care am devenit, prin concurs, director la Teatrul Notara. Am pus niște oameni la treabă acolo și am cam deranjat. După care, iată, în august am terminat, am fost preț de 3 ani de zile director interimar, general de data asta la Târgu Mureș. Târgu Mureșul e hobby-ul meu, așa că nu e de mirare că am încercat să mai fac ceva bine pe acolo. Am făcut... Oricum, într-o perioadă în care teatrul din Târgu Mureș era destul de anonim, așa... Permit eu ca simplu spectator să declar. N-am văzut, nu știu teatru, dacă am dreptate. Nu ți-aș da dreptate, pentru că Teatrul Național din Târgu Mureș a avut o traiectorie bună și impresionantă până în anii 90, după care, într-adevăr, acolo alături de un regizor foarte tare, îl numesc pe Victor Ioan Frunză, am reușit să-l aducem în prim planul vieții teatrale din România. Am plecat de acolo, n-aș spune că ăsta e motivul sau cauza, dar a intrat în anonimat până de curând când m-am reapucat de el. Cu alte cuvinte, din nou la Târgu Mureș. Da. Am făcut naveta ca americanii la 350 de kilometri. Uh-huh. Și în perioada asta de navetă a fost greu? A fost ușor? Obișnuiam să spun că mașina e biroul meu. Făceam naveta cu mașina. Oricum e bine că ai spus mașina e biroul tău și nu mașina e casa ta, pentru că mulți spun mașina e casa mea. Nu, casa mea e în București, casa, apartamentul la bloc sau vila de la bloc pe care o am, că avem două apartamente care fostul proprietar, și aici o întâmplare interesantă, fostul proprietar, cred că e unică, poate așa, fostul proprietar ne-a devenit fin între timp. L-am cunoscut printr-un anunț confesiune, la mica publicitate, ne-am cunoscut, am făcut un târg, iată, bun, probabil, pentru ambele părți și după câțiva ani de zile am devenit nașilor de... Asta înseamnă că familia Rădescu face prieteni ușor? Familia face prieteni ușor și prețioși, prieteni prețioși și prieteni adevărați, poate nu foarte mulți, dar care țin la noi dincolo de greutățile vremurilor. Greutățile vremurilor. Ce înseamnă? Că nu mai avem timp pentru prieteni? Avem foarte puțin timp pentru noi. În primul rând, prin natura profesiei, nevasta mea este, Mihaela, este actriță la Teatru Mic. E greu să fim împreună, să avem un program comun, nu știm cum să ne petrecem weekendurile, dar fiecare clipă liberă, în măsura în care nu mai suntem atât de prinși de fetița noastră, care are deja și ea o vârstă, face arhitectura, dar acum nu e în țară. Stai puțin că ai deschis prea multe piste. Prea multe piste. Ai deschis prea multe piste. În primul rând, Mihaela. Vin și săptămâna viitoare. Da, exact, da. Actrița Teatrului Mic, dar ai cunoscut-o la Târgu Mureș până la urmă. Am cunoscut-o la Târgu Mureș. Din nou Târgu Mureș. Da, fetița s-a născut la Târgu Mureș. Cu alte cuvinte, acest Târgu Mureș este în destinul tău un oraș... Un oraș, un loc la care țin foarte... Un loc special și un oraș foarte, cu totul special. Mult. Bun. Și cu niște oameni deosebiți, o bună parte dintre ei. Treaba cu fetița la 25 de ani e interesantă. Iată cum un tată spune fetița, indiferent câți ani are, nu? Da, am evitat să-i spun aia mică. E mai înaltă decât tine. Bun. Și ce face ea acum? Ea e în ultimul an la arhitectură la Delft, în Olanda. Ultimii 2 ani de studii face acolo și să vedem ce se va întâmpla, ce va construi pe praful ăsta aici sau în altă parte. Cu alte cuvinte, a ales deocamdată să trăiască mai departe de voi. Cred că vă este greu. Nu ne e ușor, dar ne-a lăsat mai mult timp liber tocmai pentru a avea timp de și de prieteni. De prieteni și unul de altul. Și unul de altul și de cățel. Avem și un cățel. Să mai deschid o poartă de discuție. Un cățel. Da, un maidanez. L-a luat Mihaela din intersecție de la Șincai și deja sunt peste 5 ani de zile de când ne bucură viața. Am văzut în confesiunea ta
din ziar, din Jurnalul Național cu prilejul zilei tale de naștere, că primele rânduri le-ai dedicat Mihaelei. Da, Mihaelelor. Mihaelelor, că sunt cele două Mihaele, da. Și asta este un lucru foarte, foarte frumos. Înseamnă că, într-adevăr, în viața ta, familia este un punct important. De este, echilibru, da, de sprijin, da, e o ancoră. Sigur, sigur că este. Este. Cum a trecut peste toată această perioadă de... tot vine să spun turneu, dar nu era turneu, era pur și simplu navetă între București și Târgu Mureș. Nu, naveta asta a fost numai ultimii doi ani și mai bine de 2 ani și jumătate, o navetă nu zilnică, evident, ci săptămânală, în care am încercat să împac și capra și varza. Mihaela știa că țin foarte tare la Târgu Mureș și la toate vremurile acelea bune pe care le-am trăit acolo, nu numai pe plan personal, ci și pe plan profesional. Ea, de altfel, a debutat la Teatrul Național din Târgu Mureș. Știa că sufăr pentru faptul că Târgu Mureșul și-a pierdut, vorbesc ca teatru, din aura și din respectul pe care l-ar fi bine meritat. Și a înțeles, deși nu a fost de acord, să mă duc acolo și să încerc să... Și acum înțelege în continuare că n-are de ales. N-are de ales, acum am terminat cu Târgu Mureș și o să vedem dacă nu apare un alt târg.